Hei, salutare Alexandru! Bine te-am găsit! Ca să văd dacă pot să reglez asta. Măcar o muzică de fundal, vreau să mă asigur că se aude cât de cât asta. Oh! Se aude! Se aude bine, chiar. E creepy, așa! Rareș, bravo, bine ai venit! Ai venit dacă e horror game. Cât ai luat, Alex, la examene, chiar? Start new game. Start new game. Da, care-i treaba cu inima asta? Învățăm puțin anatomie? Pe 22 afli, ia zi. Bravo, baftă, multă baftă, Alex. Ce sad news are, Rareș? He who makes a beast of himself removes himself from the pain of being human. Samuel Johnson. Cine se face o bestie scapă de chinul de a mai fi om? E ultimul live pe canal. O să mai revii. Păi sperăm să mai revii, Raleș, că chiar ești o prezență plăcută aici pe canal. Chit că mai sunt comentarii, discuții uneori. Salutare, Evil, binevenit! Cât timp nu sunt moderatorii, poți apuși... Bagă și tu acum repede ce vrei, Rareș, până vin niște moderatori. E un pic ciudățic așa intro ăsta, nu înțeleg exact care e faza. Sper că grafica e ceva mai faină, pentru că teoretic ăsta e făcut la vreo 3 ani distanță. Hai să vedem. Ia. E cu același personaj sau nu? Da, ești printre persoanele funny de pe live-uri. Iar începe asta cu amnezia. Nu-și mai aduce aminte de ce e băgat în țarc aici. Ci că ăsta e țarc, de fapt, pentru copii. Dar e cu bare de metal. Și grilaj metalic. Hei, salutare, Robert. Bau, cică, bau, bau. Uite, surpriză, Robert, iau cu numai moderator. Nu ți-e frică de bau, bau? Lu Voivod parcă era frică de bau, bau, nu? Iar are ăsta... Băi, deci a doua oară când îl văd cu amnezie. A, acum ci că așa joacă. Wow! Ăsta e jocul? Ok. Mai avem inventar ceva sau o să fie complet amnezie tot jocul ăsta? A, EU... What the hell? Cu ce deschidei? You need to find the lantern to use first. Ok. Ok, cu mâna puteam să ridic obiectele, a început să-mi aduc aminte. Unde-i Kenzor? Că el ne ajuta. Da, măi, am făcut mișto, Robert. A intrat repede ca să verifici dacă e adevărat sau nu. Glumesc, oricum. Scrisorii, că mamă, dar e un scris atât de mic, nu-mi plac astea. 1899 ce că se întâmplă acțiunea. În visele mele văd un om îmbrăcat în un pile de jaguar. Hai că nu mai citesc. Destul de mult de citit și... When holding an object, press right mouse to throw it. Hold down R and move the mouse to rotate the object and look at it from a different angle. Wow, ia uite ce pot să fac cu scaunul ăsta. Pot să-l ridic în aer. A, ah, avem aici lanterna, nice. A. Ah. Biblia. Ce? Scrie Biblia în română? Ce e asta, frate?
Dar de ce nu pot să-l ridic? Și cu capul ăsta de porc? Nu știu care-i faza cu el. Ok. Curios. Se are un mecanism de prindere aici la... Pare să fie un mecanism din ăsta mai curios. Ah, și la sertarul ăsta oricum nu puteam să deschid. Bine, hai să ieșim afară, că văd că e... Nu mai... Hold left mouse and move the mouse in order to move the door. Press right mouse to throw the door open or shut, depending on the direction you face. Interesant. Ia să probăm unde-i scaunul nostru. Ah, aici. Bine, hai să deschidem ușa să ieșim. A note has been added to your journal. Deci avem jurnal. Așa, iunie 1899. My journal. A fever dream. Awake alone in a house of silence. Trebuie să găsesc prin niște copii, aparent. Ia, ce mai zice? Runner citește poezii pentru pereți. Biblia scrie și în engleză, română, franceză, să orice. Bible era, nu Biblia. The Holy Bible. Nu e, nu e Biblia. Eu nu cred să scrie Biblia. Holy Bible am mai văzut în engleză. Auzi, dar ce cu sertarele astea închise? Eu nu înțeleg care-i faza. Wow. A avut amnezie dintr-o dată. Lua amețeala când sări un pic. Și nu poți să atingi aproape niciun obiect în varianta asta. E curios. Oricum, e făcut la fel de sinistru ca și celălalt, adică... Cât de sinistru se poate fi un joc. Așa, stinge și lum... Wow. O minge. Ok. Iar e cu fantomița asta, că începe să mă ia... Ia să... Hai să sting becul, că e mai funny așa. Vă recomand și vouă, că văd că... E stilul mai creepy. Exact ca primul. E cineva care a avut vise cu după primul care l-am făcut, cu amnezia? Dark Descent, că ăla mi s-a părut că avea chestii mai creepy, nu știu. Știu că prima dată Biblia a fost tradusă în engleză în anul 1500 de regele Angliei. Păi da, asta ce în 1899. În greacă, aramică și judaism latină. Aha. Ia, aici era ceva. Holy Book. Holy Book. Ce ușa asta, mă, frate? De ce nu se deschide? Ok. Nu știu, dar e curios ce se întâmplă pe aici. Și asta nici asta nu se deschide? Și zice, în jurnal mai zice ceva? Nu. Dar stai mai puțin. De ce nu se deschid ușile alea? Că nu am prea ce să fac. Deci dacă ușile astea... What the hell is going on? Ce cu ușile astea? Trebuie cheie sau ce nu, nici măcar nu scrie că trebuie cheie. Și asta merge normal, dar alea două nu merg.
Ei, dar parcă era o ușă aici pe stânga, nu? Nu era o ușă pe stânga? Ce naiba se întâmplă în casa asta? Hei, salutare, Denis! Bine facem, Runner se joacă jocuri și nu vorbește cu pereții, acum observ. De ce ne vorbiți că a făcut România mare? Asta e baricadată ușa asta. Și asta la fel. I held your hand and watched the blood pool between your legs. Zici We că e lived long enough Outlast to ăsta, see mi-aduce Edward, aminte de Outlast. but not Enoch. De ce cu paturile astea, Care for cu my love. uși metalice în I jurul, promise you this. zăbrele metalice peste tot? Toate astea sunt cu lacăt? Voi admirați pereții? Da, nu știu care e faza. Iar alt din ăsta. Deci nu e primul, e al doilea care îl văd. Sânge. A, e vin, nu e sânge. M-am tentat să zic că e sânge, dar nu prea. Da, nimic. Oricum, ce să zic? Ca intro, nu știu care-i faza, dar curios. Asta e camera de care am ieșit. Deci în dreapta nu-i nimic, n-ai cum să cobori la parter, aparent. Vorbesc serios? Ah, nu există cale de coborâre pe aici. Deci Runner e gamer și nu nebun ce vorbește cu pereți. Pe un canal King God este o serie de Valkia EU4 și a cucerit toată Catarina și Balcanii luând Dracula Revenge. Păi am cucerit și noi toate astea, nu? Mă, deci nu mă prind care e faza. Trebuie să stingem becurile astea, oare? A, ah, eu te știu. Era o din asta. Vine omul rău. E gen puzzle ăsta. B. Crouch control, control. Cred că trebuie să citesc ce zic ăștia în scrisorele. Am încercat să pun un link pe chat și nu merge. Cred că sunt dezactivate linkurile, dacă nu mă înșel. Așa. Nu prea înțelegi vrea asta. There was a pig in the garden, heard it. Mă, nu știu ce. N-am prea prins ideea cu porcușorul, nici n-am citit prea atent. Văd că se leagă nesingure alea. Hei, sunt niște copii! Care alergau pe acolo. De rog, fantomele unor copii sau ce naiba asta? Ok. Jumpscare în 3 to 1. Da, exact. Așa. What is going on here? You can hold left mouse while moving with the W. De ce e aici?
Ah, iar e o chestie. Iar, deci peste tot mai cu capuri, cap de porcușor peste tot văd. Episodul 19 din EO 4, ce vreți să vedeți acolo când am prins? Berea de la... Auzi, da, mi se pare că nu mai am la lanterna, nu mai am limitare. Care-i treaba cu chestiile astea? Ah, încă se ascund copii. What the hell? Ce cu porcul ăsta? Cred că o să fie cum zicea el, urmează un jumpscare. Ok. Nu pot să umblu aici. Asta era camera alăturată de unde puteam să văd ce făceau copiii aici. Dar care-i faza? Eu în 94 am cucerit toată peninsula balcanică, nordul Asiei. Mici am luat colonii în America de Sud și Austria și am dizolvat regatul Ungarii. Cu ce? Cu România, zici, Alexandra, sau cu ce? Bă, deci nu văd nimic aici interesant. Adică, ok, sunt niște jucării, pe aici e o din asta. Ok. Curios. Rareș cu Vamosa la Playa. Are legătură cu faptul că e Rareș foarte... Și-a adus aminte de săptămâna trecută când a fost la mare. Și s-a simțit foarte bine acolo. Din cauza că i-am adus aminte, are nevoie de Vamosa la Playa ca să-și revină. Din vis. Deci am sertare, dar mi se pare mai curios. Yeah. Yes, he said I know these ruins. He was a shabby fellow, all rotten with some other disease. I caught him looking at me strangely as if he really wanted to know was how I knew them, biting back the temptation. I have told the children truly that this will be an extraordinary adventure. Those stones, all the beneficial benefits are predicted. Un fel de concediu cu copiii pe undeva. Vreau să fie chestia asta. Mă rog. Da, nu e pe aici nimic. Iar e Biblia pe masă. Mă rog. Nu mă prind care e faza. Vreau ceva de la tine când faci fals. Ah, când fac face reveal. Trebuie să bag Vamosa la Playa. Mai e până acolo, Rareș. Dar încerc să ții minte. Nici nu mai știu acum din ce parte am venit. Cred că din colo am venit. Sus aici, văd că nu se mai deschid alte uși. E foarte mult exploring, dar nu se întâmplă nimic. Ok, hai să mai vedem ce mai e jos, la etajul inferior.
Acest salvări, deoarece Austria a făcut alianță prin căsătorie cu UK și apoi le-a luat regatul. Păi și n-ai salvări și mai din urmă? Nu știu despre ce ziceți voi. Ok, pline tablouri aici. Și muzică mai prietenoasă. Dar nu înțeleg care e faza copiii, parcă se ascundeau, nu i-am găsit. Sunt curios dacă se sparg prostiile astea. Până acum vreau să zic că e mai... Iar e capul ăsta de porc aici. Hei, salutare, haiduc Sergiu. Da, puteți să faceți de cap aici cât nu e... Că nu e zero. Robert e cu contul lui secundar oricum. Ok. N-am înțeles ce a fost asta, dar... Zici că a fost un cutremur. Ok. Nu mai fă reclamă la chestia asta, măi, Rareș. Pe Discord dacă vrei. Ok. Hai să vedem ce e în camera asta de aici, că nu cred că mai e ceva. Pe aici. Da, curios. Nu știu, până acum sunt un pic mai dezamăgit. Mă așteptam să făcut alt, să fi fost mai inventivi. Dar mi se pare că nu e foarte fain gândit până acum. Adică sunt prea mulțumit. O grămadă de uși și sertare neînchise, blocate. Pisica infernului e activă. Așa, așa. Sună un telefon. Ia, hai mă că poate eu începe acum acțiunea. Așa. Ok. Aia a fost. V-ați prins? Care e misiunea? Dacă nu v-ați prins, trebuie să intrați pe serverul de Discord. A lui Rareș. Banca ne refuză creditul. The ignorant swine. Porcul. Ok. Deci porcul pare să fie un om. My darling, how I need you now. Așa ce. What are these two arms compared to the multitude that can be applied without pay? Without the tire, by adapting the mechanism, we find the looms and mills. But if the bank has its way, it will all come to nothing. Da, nu mă prind încă care e povestea din joc, dar nici n-am citit, vreau să zic foarte atent. Ok. E bine că am explorat însă pe aici. Ce mi se pare aiurea că nu mai găsești obiecte. Mi se părea fain pe genul ăla de puzzle-uri cu obiecte. A, intră pe server și cum te cheamă, îi dă mesaj Alex cu serverul nostru. Ok. Deci asta a fost tot, că eu nu văd nimic aici. Adică am venit până aici doar ca să răspund la telefonul ăla și să-mi zică unul să-i salvez. That's it. Ok. Bine, hai să plecăm de aici, să vedem unde pot să merg mai departe, că văd că ușile astea erau toate blocate. Ușa pe care am intrat nu se mai deschide, ok. E mai bine, că cel puțin înseamnă că ne îndrumăm să mergem înainte, să ne continuăm drumul pe aici. Nu știu pe unde exact, dar, în fine. Da. Hold down left mouse and move in the direction you want to move the lever.
Ok. Dar care-i faza? Ola. Nu prea mă prind ce coordonează asta. Pe aici nu văd nicio ușă deschizindu-se sau ceva de genul. Asta a rămas în continuare blocată. What the hell? Ah, aici era o chestie, era prin pe după ușa asta. Hei, uite un copil. Ok, interesant. Now what? Am închis ușa în urma noastră. E așa aici? Mai văd alt copil? Nu. Mamă, curioasă treabă. Hei, de aici putea cineva să mă observe pe mine? Asta e interesant. Displacement is detected, so like pump. Better than intestinal canal, like a tapeworm already hosting intrusion in the breed. Brass better than copper. Damn it, damn this wretched soul. Only if it were clockwork. Dar nu mă prind. Salutare, Mehmed the Conqueror. Nu știu dacă te-am mai văzut pe live. Binevenit. Ok, what the hell? Ce cu pozele astea aici, mă? Niște femei și un tip care bate un alt tip sau ceva. Ok. Iar aici nu știu ale cui sunt pozele. Văd o ușă deschisă acolo. Asta cred că se cheamă artă. Dacă am încercat Hoi 3. N-am încercat Hoi 3. Auzi, dar acum mi-am adus aminte, asta este camera unde mă găseam mai devreme cu baie și am intrat în ea să verific. Deci vrei să zici că cineva mă spiona? Nu prea cred. Nu, n-am încercat ăsta Hoi 3-ul. De ce mi-l recomanzi? E ceva deosebit? Trebuie să deschid de la mecanism ușa aia. Oricum e interesant că aveau, a început să fie un pic mai interesant în sens că observ că avem traversare prin pereți. Ok. Nu știu ce cu tremurul ăsta. Interesant. E mișto? Ok, am trecut într-o nouă secțiune. Un banchet în onoarea lui Lily. Four glassy orbs fixed upon a point in heaven. Wipe down your trousers, man. There is blood in this sweat and it is most unseemly. Ok. Cred că a început ca și cel precedent, în care la precedentul nu se întâmpla mult timp, acțiune nu avea mai nimica. Deci nu știu ce să zic de Hoi 3. E ca și cu Victoria 2 pe care l-am încercat și la un moment dat țin minte că nu prea mi-a mai plăcut. De ce aș avea nevoie să fug? Și unde ar trebui să fug? Ok. Mi se zice că dacă am nevoie... Hei, am ajuns din nou la etaj. Vorbesc serios? Eram aici mai devreme. Vine ăla? Păi unde să fug? Denis. Altă scrisorică. Edwick and Enoch Diary. 1899, 3 octombrie. Teddy Cook says it's because of the guns in there, but he always lets us finish publish them, so it can't be that. Anyway, the room is haunted. Camera e bântuită. If you sneak around there at night, you can hear the ghosts in the walls behind the cases.
Beowulf is often angry and vets the sun. Zice că ar fi niște, casa ar fi bântuită și s-ar mișca ceva prin pereți, dar deja am văzut și noi că sunt pasaje secrete prin pereți, deci oricine poate să traverseze pereții. E mai distractiv decât Victoria 2? Am înțeles. Da, nu știu, nu mi-a propus încă să încerc, dar o să văd, poate, poate încercăm. Trebuie să o faci? Ok. Nu știu, eu nu trebuie să... Momentan mă uit unde trebuie să o iau la fugă. De cine trebuie să... Iară capul de porc aici. Nu știu care e faza cu porcii ăștia peste tot. Și tot așa sunt foarte multe uși închise. E ca și Crusader King 2, e mult mai diplomatic, mă plictisește, să vedem 3-ul cum e. Pe cine a despicat, mă, aici? I-a despicat capul cuiva, așa s-a auzit. Suntem pe Ghost Ship aici sau ce naiba? Despre cine zici, Denis, acolo? Bine, salutare, Mehmet. Ne gândim la Hoi 3. Cred că venise doar de asta să ne zici, probabil. Ok. Pe aici ce mai e? Wow! Hipopotam! Asta e ornitoring? Ce cu capul de porc, frate? Au devenit oamenii porci sau care-i faza? Noapte bună, noapte bună. Beata femeie, durerea a făcut cenzură. De care femeie vorbești? Aoleu, tu vorbești serios? Asta se dă la o parte? Ok. Interesant. Iar am intrat prin pereți. Și văd că e un fel de mașinărie pe aici. Cum avea și sens, de fapt. Wow. Wow. Cum se chema filmul ăla cu... cu casa fantomilor, în care era dita mai mașinăria în spatele pereților? Ce facem acum? Chemăm liftul? Ce s-a întâmplat? Nu mă prind. The wheel will turn in same direction as you rotate. Ok, am oprit niște aburi, dar nu mă prind care e faza. Sunt aia zoofili și le plac porcii. Ok, sună cam creepy. Sper doar să nu iasă ursul ăsta de aici, din chestia aia. Ia ușa asta să o deschide? Da. Și am ieșit afară din casă. Ok, acum chiar că încep halucinațiile, frate. Deci până acum ce era până acum, dar să vezi de acum halucinații. Deja eu nu, efectiv mă dor ochii de la câte halucinații are asta. Așa de multe sunt. Aoleu! Halucinație după halucinație. Mă
Ok, o să ne învârtim în cerc acum, din câte observ. Am mers și noi la bar aici, avem o... Ce vină să vă dau? Alexandru, tu ce vrei? Denis? Lurare și nu mai dăm vin, că deja cred că se încinge și mai tare de la o sticlă de vin. Stai, m-am mișcat farm, m-am întors înapoi în casă, eu nu prea înțeleg care-i treaba. Am revenit în aceeași... What the hell? Suntem în același punct de unde am plecat? Un telefon, ia. Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Am plecat să mă indoctrinez cu extremism, Hello? zice Alexandru. Deci Hello? aparent și că copiii ăstuia ar fi prinși și noi ar trebui să repornim mașina. Prea mai clar. Ce e aici, fratele meu? E închis? Ok, hai să ne întoarcem înapoi. Cum ziceam, un mare labirint casa asta. Aveam impresia că aici e alt telefon, dar nu e. Noi am venit partea asta, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să repornim energia în casă. Pentru mașini. Ok. Nu știu cum o să facem asta, dar încercăm. Hai să mergem și în direcția opusă. Ce era acolo? Am ajuns la baia aia, unde aveam... e altă baie, dar oricum sunt niște geamuri în spatele băii astea. Uite, mecanism, interesant. Gata, putem să intrăm în spatele băii. Și cu sângele ăsta pe aici? Pe jos. Și aici, fratele meu. Aici e doar baia. Cada. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici. Începe să asemenea Outlast, vreau să zic. Adică deja se vede că ăștia de la Outlast s-au inspirat mult de la jocul ăsta. Ok, am oprit iară încă din asta cu aburi. Cred că s-au deschis barele alea. Și probabil pot să mă întorc acum să ies afară și să trec de barele alea de metal care nu-mi permiteau să traversez în partea cealaltă. Mă gândesc. Că pare gândit pe principiul ăsta. Dar de ce trebuie să fie super panicat? Mai stau un pic, după aia mă duc să joc Pirates Hunt of Caribbean. Ok. Mă simt când mi atinge cineva de fundul. oricum nu-l mai ținem foarte mult. Ține cred că până la 12 jumate ăsta. Că am zis că facem un prim episod așa de... Să vedem cum e. O să-l împărțim cred că în episoade. Eu pun pariu că în vreo 5 episoade cred că se încheie tot jocul, că și în precedentul a fost similar. Văd că l-am început pe la 11 jumate, deci până la 12 jumate o să fie. Am mai avansat ca dată. 3 episoade zici că o să fie? Păi ce mă, doar 3 ore tot jocul? I am to have a visitor, the distinguished professor, nu știu ce.
He knows nothing of lust, nothing of sacrifice, but to refuse that would simply poke the hornet nest. Da, nu știu ce vrea cu auto un vizitator. Whatever. Da, pe aici nu știu care e faza, dar oricum. M-am întors la sala de biliard. Trebuie să mă familiarizez cu... S-au deschis alea, mă? Da. S-au deschis. Am plecat la piață și voi plânge în drum spre... Nanetol, ce? Ok. Bine ai revenit. Cred că o să las ușa deschisă doar ca să ții minte că am fost pe aici, că pare că mă învăț într-un mega labirint. Cum pare că aici am intrat ca să mai dau de o manetă. Iar e plin de sânge peste tot. Cum ziceam, altă... Ei, dar ăsta de ce nu se învârte? E blocat. You serious? Apare PS5. Cât o costă oare? Nu știu. Era o glumă că... Ok. Era o glumă la un dat apropo de apariția PS5 că ar fi... ar avea una dintre caracteristicile sale este prețul său foarte mare. Da, deci pe aici am impresia că trebuie să deschid roțez robineții ăștia, dar par să fie blocați dintr-un motiv sau altul. Nu știu exact care-i treaba. Minim 25 de bastoane. Hei, am mai fost pe aici. Nu? M-am întors înapoi? Dar stai așa puțin. Că atunci când am fost, nu era deschisă... Ah, ba da, mă, da, ăsta l-am setat. Ah, nu era deschisă puntea de traversare de mijloc. Acum mi-a dat acces în întreaga punte. Unde mi-ești, mă, frate? Deci e un mega labirint jocul ăsta. Nici n-am hartă. Ok. Măcar ușile în care n-ar trebui să merg sunt închise. Iară cap de porc. Capul de porc este în bun, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. A, așa, se rupse și scara. Ne-am rupt și picioarele și am picat jos. Ia să vedem unde am picat. Am deblocat un achievement, dinții. Nu înțeleg care e achievement-ul. MC în horror, cum ar trebui să fie? Fugi de acolo și nu te uita în spate. Da, nu e genul ăsta momentan. Dar amnezia precedent, Dark Descent-ul, era de genul ăsta. Probabil că nu mai e la fel de scary, nu știu. Până acum e mai mult un fel de puzzle, dar nu prea înțelegi care e povestea. Ah, am intrat în iunie 1899, 3 iunie. Asta e și mai înainte. Am rezis acum de frica mea de... My fear of dirt stems from the disease I contracted climbing was last jungle. Fear is that we keeps us in all in place. Dar nu avea niciun sens chestia aia. Mă întreb... Măcar copiii mă ghidează pe unde ar trebui să merg. Așa, și sună telefon. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can.
but you must be swift, my little friend. Mm-hmm. Deci trebuie să scot apa din niște canale sau ceva ca să eliberez copiii. De ce mi-a dat ăsta? Nu știu. Sau de ce pune obiecte care oricum nu pot să fac nimic cu ele? Mă rog. Anyway. Și că tot tremuriciul ăsta sunt încercările lor de a scoate apa din subsoluri sau ceva. Dar cine a făcut mașina asta și de ce a făcut-o? Ok. Cine alergă, frate, deasupra mea? Ok. Ah. Trebuie să înlocuiesc prostia asta cu una care merge. Cred că e stricată aia. Păi și unde găsesc una care e funcțională? Ah, uite aici. Ah, de aia era pe jos prostia aia. Ah, o să restaurăm puterea acum, energia, cred. Ok. Nu mai vezi nimic clar? Ia. Mă, cam așa văd și eu, să știi. Exact cum le vezi tu, exact așa văd și eu. Că mă uitam acum pe live cum se vede. Bun, deci pe ușa asta am venit, o să o lași deschisă. Batman e de vină. Te vorbesc serios, mă? E căzută un buștean pe partea altă, nu poți să ies pe acolo. Trebuie să mă întorc pe unde am venit, să vezi. Sau pe aici. Ah, ba nu. Pe aici. Deci până acum jocul ăsta pare genul care poate fi făcut într-o mare viteză, la maxim. Nu știu ce am deschis. Cred că am deschis în mod normal... O ușiță ceva, anyway. Nu știu dacă am reușit să dăm bușteanul ăla la o parte, nu prea. Deci trebuie să ne întoarcem pe unde am venit. Și cine știe pe unde trebuie să ne mai deducem acum. Ah, aici am deschis trapa asta ca să putem cobora și mai jos. Ok, e atât de beznă, deci abia vezi ceva. Mare și halucinații ăsta din când în când. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Dau naștere la nimic altceva decât la mașini. Ok, interesant. Ok, am dat butoarea la o parte și acum ce se întâmplă? Care-i faza? Pot să urc acolo sus? Și aici sus ce e? Ah, altă mașină. Am mai pornit curent undeva. Da, deci nu e... Nu prea pare scary până acum. E mai mult... A fost puțin scary la un moment dat. Nu știu dacă e făcut special ca să nu pare scary, ca să te poți speria ulterior brusc, să ai un jumpscare din ăsta ulterior. Prea mi-e clar. Care-i schema? Se vede ca și cum se întâmplă ceva pe partea alaltă a ăstuia. Am pornit cu un mecanism acum cu ocazia asta.
Da, ce să zic. Și oricum aproape beznă totală aici, deci nu vezi aproape nimic. Ăsta e planul sau ce naiba ar trebui să fie? Că abia se vede ceva. Ok. Au mai aruncat, distrus ceva, nu știu ce au distrus. A, asta e ușa pe care am coborât, deci nu trebuie să mă întorc înapoi. Cred. E un mega labirint asta, deci efectiv o amețeală totală aici. Ia și aici dacă urcăm la loc. Unde duce asta? M-am întors de unde am plecat. Efectiv, ne învârtim în cerc aici. Ia, în partea asta am explorat, oare? Cred că aici ne întoarcem de unde am venit. Ne-am rătăcit prin labirint pe undeva. Da, aici era telefonul. Aici era chestia asta care ziceam eu ce fac cu ea. Și am observat că am avut nevoie de ea la un moment dat. Gâl, gâl. Butoaiele astea. Am coborât pe ăsta la subsol. Și acum așteptarea mea era să se întâmple ceva aici la subsol, dar... Nu găsesc nicio cale de a traversa mai departe. Iar ușa asta, care teoretic ne-ar ajuta să avansăm mai departe, e blocată. Ah, mai era o ușă aici. Care nu m-am gândit să o încerc până acum. Ah! Ok. What? Se aude ca și cum l-am eliberat pe unul care e supărat. Ah, uite, am găsit acolo o chestie. O siguranță. Să supun la mașina noastră. Uite-te la lanternă, dacă poți da mai tare, că mă dor ochii. Încerc. Asta vroiam să am zis și eu, știi că și pe mine, eu am observat același lucru. Pot să încerc să văd dacă... Mă, nu am aici nimica. Deci la graphics... Ai dreptate tu cu asta, să știi. Și pe mine mă dor ochii, să știi. Ok, whatever. Nu, știi ce? Cred că... O să trebuiască să-i dau un restart, dar oricum nu-l mai ținem decât vreo 6 minute, ca așa am zis că ne facem o oră. Cred că s-a deschis acum... Să te urmăm. Unde? Vreți să vă urmez? What the hell is this? S-au rupt țevile pe aici, what the hell happened? Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. Când o să-i dau restart data viitoare, o să umblez un pic la setările de grafică.
Astăzi nu mai facem acum nimica, dar facem, încercăm data viitoare un EU4 sau un HOI4, că n-am mai făcut de mult, știu. Ia hai să vedem dacă s-a deschis mecanismul ăsta aici, hai că s-a deschis trapa. Acum nu știu exact unde am nimerit. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Da, au construit o mare mașinărie, dar nu înțeleg ce face. Kaiserreich. Nu prea-mi place mie Kaiserreich, dar vedem ce facem. Ce putem face? Astea sunt blocate? Ah. Ok. Acum ce se întâmplă? Zici că sunt într-un submarin. Așa, am închis ușa aia. Now what? Ok, am ajuns la destinație și... Nu mă prind. Ah. Acum trebuie să oprim în dreapta ca să deschidem ușa din partea cealaltă. Zici că suntem într-un fel de submarin, o chestie de asta cu presiune, cu nebuneli. Anyway. Ok, interesant. Mașinăria... E cel puțin interesantă. Nici Hitler la bunker nu avea așa ceva. Da, cred că și ăștia sunt și că în anul 1899 și au chestia asta. Ok, curios. Lasă-mă, frate, cu scaunul tău. Băi, deci tot timpul umblu în dulapurile ăstora și nu găsesc nimic interesant. A, gata, am intrat o secțiune nouă. Suntem într-o fabrică, aparent. Deci eram într-o casă, acum văd că mi-arată un fel de fabrică, uzină. Ok, the color, the neck, the nose. Two cups of flour, one cup of water, a pinch of salt, a handful of mince. Ok. Deja parcă vezi că am făcut deja un sfert din joc, știi? Ok, și pe aici care e fața cu florile alea? Ah, mai sună telefonul ăla odată. Hei, cum ajung acolo? You serious? Ah, pe aici. Logic. Zici că este puzzle din Saw. Cred că sau ăștia care au făcut Saw s-au inspirat din ăsta, că ăsta e mult mai vechi. Cred că e mai vechi, dacă nu mă înșel, așa e. Nu? 2013, nu mai știu, primul Saw când a apărut. Vă cam aici o scrisorică. 1 mai 1899. But then, when it could stand upright and walk, nu știu ce. What if the brute were harnessed fast? Would they sing? Would they find their own God? I have seen these things and I will tell you now. No, they will not. But they will happily accept a fealty to a God, trust upon them. Once irrevocable, threshold is passed, I understand that we too are shackled and must be set free. Nu-ți prea înțeleg exact. Cred că vreau să fac un fel de monștri să îi libereze? Cred. Cel puțin nu este o femeie porc aici, nu? Uite, asta cred că lui rare și a... Mă lași? Bine. Ceau, ceau. Noapte bună, Denis. Dar asta ce e aici jos?
E un copil sau ce? Anyway. Lurariu și-ar plăcea poza aia. Și aici o femeie care pupă o gâscă. Ok. Ciudat. Dar nu știu ce asta, o fi vreun animal? Pare a fi un copil. Care are păturica pe cap. L-ați luat, țuță. Sau hai că dacă mai sunt întrebat, întrebat, mai stau până la capăt. Păi atât am zis că mai încerc. Tot îmi arată mașinăria asta, nu mă prind din designul ăla care e mașinăria. Oricum... Aoleu, pe ușa asta nu poți să ieși. Ia, pe asta poți? Pe asta am intrat, cred. Ok, deci nu pe aici. Pe aici nu. Asta în spatele nu-i nimica. O luăm prin eliminare, na. Iar capul de porc. Aici avem ușa. Cred că o să terminăm Outlast 2 după ce fac ăsta, mă gândeam. Tragem o apă, ceva, facem aici ceva? Hai să studiem și noi tablourile astea, că pare interesant. Văd că e un cal acolo, aici nu mă princes. Niște câini? Nu, nu mă prince pe acolo, alți cai. Ok, whatever. Am ieșit afară, m-a găsit o scrisorică. We integrate very latest technology of chemistry. This meant that when we drag them from holding pens onto the line, they are less likely to panic and damage machine components. Before initiation of the process, the section of the belt is shattered in the rubber. We found the bus particularly effective in this regard. Era Napoleon tablou ăla? Eu tot timpul, ca din orice joc, îmi vine să mă uit după ușă. Primul lucru când intru într-o încăpere, că mă aștept să fie unul după ușă. Și ce mă, frate? Sunt vreo unii secționați acolo sau ce? Porci! Sunt porci! Morți! What the hell? Mulți porci morți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cred. De ce au omorât? Asta nu merge, e blocat. Da. Păi ca să nu mai avansăm foarte mult. Fueling pumps, volatile chemicals are in use. These materials are highly corrosive, wear protection. Păi cred că o să ne oprim aici la porcușori. Am coborât pe rampa aia de acolo. Văd că mai sunt potențiale una, două uși. Probabil că asta nu merge și doar asta. Da. Ok. Și mai mulți porci masacrați pe aici. O să ne oprim aici, dragilor. Mersi pentru audiență și să vedem, poate reușim să facem și mâine seară un live. Dacă prindem mai devreme, o să facem și Hoi 4 sau Eu 4, dacă nu, o să facem duminică. Dacă se face prea târziu, să mai facem o continuare de la asta, de la Amnesia, Țara Porcilor. Oricum, vreau să zic că până acum, mie personal, după ce l-am jucat pe primul, nu mi s-a părut scary. E foarte mult semi-puzzle, nici măcar nu e atât de challenging ca puzzle. Ce să zic? Pentru cine nu l-a luat, până acum nu pot să zic că e wow. Dar vedem, poate mai departe. Deci, mersi și seară bună să aveți. La revedere!